Lăudăm pe Dumnezeu și Tatăl nostru pentru tot ce a făcut pentru noi până aici și cu încredere pentru tot ce va face de aici înainte pentru toată veșnicia viitoare. Numele Lui să fie slăvit. Vă mai binecuvântăm încă o dată pe dumneavoastră aici în casa Domnului. Dorim ca binecuvântarea să o puteți crede și să o puteți primi din partea Lui Dumnezeu care dă cu mână largă și fără mustrare binecuvântat să fie în veci. Dragii mei, după un început de slujbă în care ați fost îndemnați să vă rugați pentru localitatea în care Dumnezeu v-a așezat pentru o vreme, vreau să am un cuvânt din cele citite pe care, provocat de acel îndemn, l-am intitulat Cum să fii mântuit în localitatea în care trăiești? Cum să fii mântuit în localitatea în care trăiești? Am citit că Domnul Iisus Hristos, după acele zile de ispitire, după biruința asupra diavolului, biruință care se răspândește și asupra noastră, pentru că El a biruit pe deplin pe diavolul și toate cohortele demonice, atât atunci la ispitire, cât și apoi în mod definitiv la cruce, plin de puterea Duhului, s-a dus în diverse localități și în sinagogi, adunările de atunci, căci pe prototipul sinagogilor s-au constituit apoi adunările, bătrânii sinagogilor devenind bătrânii bisericii, Domnul și-a început lucrarea. Și vă rog să observați că situația de atunci se aseamănă foarte mult cu vremurile noastre. În sensul că, în mai multe localități, sunt slujbe de evangelizare. Și printre localitățile vizate de Domnul, cercetate, a fost și localitatea de origine. A venit în Nazaret. Și acolo era sinagogă. Mulțumiți Domnului că și în localitatea dumneavoastră este adunare. Eu când eram copil mic, nu aveam adunare la noi în localitate. Trebuia să traversez un orășel, unde nici acolo nu era adunare, și apoi să ajung în comuna următoare, unde de-abia acolo era adunare. Mulțumim Domnului că între timp și în localitatea de origine, și în acel orășel, și în multe altele, Domnul a rânduit să se deschidă adunări. Ca oamenii să poată fi mântuiți în localitățile de baștin. Și unde nu sunt adunări în localități, puneți pe lista de rugăciune pe lângă localitatea dumneavoastră, pentru care sunteți în primul rând responsabili, și altele. Și Dumnezeu să se îndure și să lucreze. Vă spun un episod interesant din zilele noastre. Un frate din nord-estul țării a primit un mesaj de la Domnul să se implice undeva în zona Vaslui și să ridice din dărâmături cortul lui David și s-a indicat o localitate. A ajuns acolo și potrivit acestui mesaj cortul lui David a întrebat, a fost cândva aici adunare, au fost aici credincioși? Și i s-a spus că nu a fost adunare de pocăiți, cum se obișnuiește expresia, dar au fost ceva pocăiți și nu mai sunt. Și a găsit o soră în vârstă, care se ruga pentru localitatea ei, Doamne, aici a început cândva să lucrezi și parcă totul s-a asistat. Însă, rugăciunile ei n-au rămas zadarnice. A venit vremea când Domnul a mandatat acest frate care s-a înrolat împreună cu alții și în timp ce erau tot în zona Vaslui și construiau un locaș de închinare într-o localitate unde nu era, el împreună cu un alt frate, îi cunosc pe amândoi, s-a dus să aducă materiale pentru echipa de zidare. Și ca cei credincioși se roagă acasă, se roagă la adunare, se roagă pe drum, în orice loc, cum e scris. S-a rugat pe drum. Și fratele, având și mesaje de la Domnul, îi spune celuilalt, o să mă aștepte zidare după noi, că acum trebuie să mergem în localitatea aceea. Frate, mergem de seară. Acum ne așteaptă. Nici o problemă. Mergem. Când au ajuns acolo, în sat, un drum înfundat, noroios, fără asfalt, nu era circulație, oamenii tăiaseră niște copaci de pe marginea drumului, era drumul blocat, o trebuie să oprească cu mașină. Tot atunci, sosește o altă mașină. Dintre cei ce deau la lemne,
când se dă jos persoana din cealaltă mașină, îl vede, îl recunoaște, foști colegi de la școală, bă, ai venit în sat la noi de când nu te-am văzut, vin o să-ți dau un pahar de băutură. La care celălalt spune, eu nu-mi beau, că m-am pocăit, dar ce e așa? Și acolo, în drum, a fost introducerea predicii. Și omul a zis, dar ce spuneți voi este interesant. Hai să tăiem rândul în două, îl dăm numai pe margine și veniți la mine acasă. La care unul din ceilalți cu care lucra, și mai bine apoi la mine pe deal, e liber acasă. Și fratele căruia Domnul i-a vorbit îi face semn celuilalt. Domnul mi-a spus că la prima întâlnire se vor preda doi oameni. S-au dus acolo pe deal și acolo a fost prima slujbă. Și doi s-au predat în ziua aceea. Și în căsuța aceea s-au ținut slujbele o vreme până când frații din zona Bucovinei au construit un locaș de închinare. Acum sunt peste 20 de mântuiți în localitatea lor. Deci Dumnezeu vrea să te mântuiască în localitatea ta. Pentru că dacă este o adunare într-o localitate, oamenii au posibilitatea să viziteze acel loc de întâlnire cu Dumnezeu și cu frățietatea. A venit în Nazaret și după obiceiul său și cred că este obiceiul tuturor celor ce îl cunosc pe Domnul să fie prezenți ori de câte ori au ocazia aceasta. Domnul frecventa cu regularitate sinagoga și la adunare vedeți ce facem. Cântăm, ne rugăm și iată, acum ca și atunci, s-a sculat să citească. Ne-am ridicat și noi, v-ați așezat din nou și a citit un pasaj din Scripturile Vechiului Testament. Pe care îl reiau, versetele 18 și 19. Duhul Domnului este peste mine, spunea Domnul Hristos, pentru că m-a uns ca să vestesc sărașilor Evanghelia, vestea bună, și sunt enumerate o serie de funcții ale Evangheliei, ale lucrării mântuitoare. Săracilor să li se aducă o veste bună. Celor cu inima zdrobită să le fie vindecată. Cei care sunt închiși să fie liberați. Cei care sunt orbi să ajungă să vadă. Și cei care sunt apăsați să fie despovărați. Și ca să ne încurumeze pe toate, mă anunță ceva, ceea ce evreii știau și așteptau în mod deosebit săracii cu multă ardoare. Anul de îndurare al Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu care-i Părintele Mângâierii și a oricărei îndurări, binecuvântat să fie în veci. Dragii mei, Domnul Hristos, după ce a citit acest pasaj și a lăsat să se așeze, să se sedimenteze bine în mintea lor, a făcut următoarea afirmație. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Bucuria mea și a tuturor celor ce cunosc pe Domnul este că și astăzi aceste cuvinte se mai pot împlini. Adică și astăzi și în vremea noastră, în localitatea unde sunteți, aici la Dej, Dumnezeu are putere să facă toate aceste lucrări. Pentru că Domnul nostru odată înviat și înălțat la cer a spus, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Doamne, binecuvântat să fii deci. Dragii mei, nu știu dacă sunteți săraci. Poate că nu sunteți. Dar vreau să vă gândiți puțin pentru un sărac care ar fi cea mai interesantă veste. Se spui care nu s-a fi? Nu prea poate să-i primească bine. Se spui că s-au reeșalonat creditele? Tot de plătit sunt. Cred că pentru un sărac cea mai interesantă informație ar fi să-i spui că s-a găsit o soluție, că este un moștenitor a unei averi mari și a scăpat el și tot neamul lui de sărăcie. S-ar bucura un sărac sau asta? Așa se sosească acasă o scrisoare în poștă, sunteți urmașul sau derivați dintr-un neam care n-a avut urmaș? Sau, știți, oamenii doresc să câștige la loterie sau așa mai departe. Dragii mei, Evanghelia
are în sine, în primul rând, această veste bună. Și chiar dacă nu sunteți săraci, fac o afirmație pe care vreau să o argumentez. Din punct de vedere spiritual, al moștenirii vieții veșnice, toți oamenii de pe pământ sunt săraci. Și Bill Gates și toți de pe lista lui. Și alții și alții, nu îi mai nominalizez aici, nu neapărat că nici nu știu eu pe toți, evident, sau care sunt acum în top. Pentru că spune Scriptura, vă citesc din Psalmul 49. Și vă rog să vă amintiți, a murit, pare mi s-a anul trecut sau cu 2 ani în urmă, patronul de la Apple, nici nu a așteptat moartea după el să îmbătrânească. Psalmul 49, citesc versetul 6. Pentru cei care poate se cred bogați, ei se încred în avuțiile lor și poate au rezistat cu averile pentru vremea de criză. Și de regulă nu prea pot să nu se pălească cu bogăția lor cea mare. Nici o problemă. Pământește, sunt asigurați. Dar, scrie în versetul următor, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării, adică să-și câștige viața. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Dragii mei, dacă averea unui om îl ajută numai până la mormânt, și dacă în criptă îi va fi culcușul, apoi, dragii mei, și dacă va păstra sânge ceva fiule pentru vreo viitoare posibilă clonare în altă apă de ploaie. Dar dacă Dumnezeu se îndură și ne dă veșnicia, suntem moștenitori și bogați pentru vecii vecilor. Pentru că tot ceea ce se vede și nu se vede este proprietatea Tatălui nostru. Și în seara asta ne-a rugat înaintea lui Tatăl nostru care ești în ceruri. Fie împărăția ta. Și apoi ne-a mai rugat să ne dea până în altă pâinea. Dar întâi rugăm să ne dea împărăția. Pentru că am o veste bună pentru dumneavoastră, pentru toți. Știți unde am avut noi oamenii moșie prima dată? Despre român, dacă ar fi să mergem pe genealogia noastră, nici nu mai știm de unde ne tragem. Dinspre Aram sau dinspre Himalaya. Dar oamenii au avut prima dată moșie în paradis. Păcătuind însă omul, a fost evacuat. Și anul de îndurare potrivit legii lui Dumnezeu prevedea ca după un anumit număr de ani, indiferent în ce stare a ajuns un om din punct de vedere social, rob, indiferent de condiția economică, să aibă drept să se întoarcă la moșia inițială potrivit așezării în Canaan. Și astfel nu era nimeni care să rămână pe drumuri. Se pare că Dumnezeu a avut un sistem de protecție socială mai mult decât cele din vremea noastră. De altfel, Dumnezeu a zis, scrie în Levitic 25, țara să nu se vândă de veci. Dumnezeu nu mai făcea concesionări pe 49 de ani. În anul 50-lea, fiecare revenea la moșia inițială. Așteptăm și noi anul de îndurare. Că deja acte de cer avem. De drept suntem moștenitori prin credință. Dar așteptăm să fim moștenitori de fapt și să ne așeze Dumnezeu în cetatea cerească. Aceasta a fost promisiunea pentru toți Sfinții lui Dumnezeu. Vă citesc din Evrei, capitolul 11, unde scrie și despre bogați în aur și în alte valori specifice evreii, care le-au conștienți că aici pe pământ sunt călători. Știți ce a avut Avram cumpărat în Canaan? Loc de cimitir. Și atâta tot. Dar scrie în Evrei, capitolul 11, de la versetul 13, în credință au murit toți aceștia. Fără să fi căpătat lucrurile viitoare. Da? Le-au văzut de departe și le-au urat de bine.
Cei ce vorbesc în felul acesta arată de sfârșit că sunt în căutarea unei patrii. Doreau o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Dumnezeu să fie slăvit că are loc pentru noi toți. Oare nu sunteți încredințați de aceasta privind la cosmosul acesta minunat? Măreți? Dar nu numai că Dumnezeu ne promite să revenim acolo în grația Sa și în moșia noastră inițială. În viața noastră au survenit multe alte stări grele. Când au fost expulzați din grădina Edenului Adam și Eva, s-a rostit sentința suferinței pentru femei și iată că nu poate fi evitată până în zi de azi. S-a rostit sentința trudei fără limite pentru bărbați. S-a rostit decizia bătrânirii și toate astea finalizează cu cei mai gravi, cu moartea. Însă de atunci s-au adăugat multe alte pedepse datorită păcatului omenirii. Și Domnul Iisus Hristos a venit să distrugă lucrările diavolului și să ne dea nouă, nu doar promisiunea mântuirii pe care o așteptăm cu nădejde deplină, chiar și aici pe pământ să ne dea pace și liniște în suflet, să ne elibereze de stări vinovate. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 9, că sângele Lui ne curățește și cugetul de stările de păcat și toate se lasă cu odihnă spirituală. Spunea Domnul Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da odihnă. Dumneavoastră observați societatea noastră în ce criză a ajuns? Și mă refer din punct de vedere sufletesc. Studiați statistici. Întrebați pe medicii de familie ce dorințe au cei pe care îi servesc. Observați că se nasc tot noi și noi profesii medicale, noi și noi cabinete, nu să trateze malaria sau alte boli care spunem noi că au fost eradicate. Sunt carențe sufletești majore, oamenii numai au liniște. Uitați-vă că numai la farmacie a rămas coadă. Toate celelalte sunt. Numai că oamenii nu-și găsesc liniște și majoritatea bolilor au un fond sufletesc. Uitați-vă apoi, se spune în această seară, la consumul de droguri. De ce oamenii doresc să consume droguri? Pentru că nu-și găsesc liniștea și fericire. Dragii mei, toate acestea pot să le ofere numai Domnul Iisus Hristos prin lucrarea binecuvântată. Și bucuria noastră este că avem același mandat, după cum El și-a trimis ucenicii, să facă exact lucrările pe care le-a făcut El. În această seară avem harul să transmitem și noi această veste bună. Și dacă cineva se simte împovărat de păcate, în seara asta Domnul ne rugăm și să știți că poate să le libereze. Dacă cineva nu are pace în suflet, dar datorită unor traume sufletești, a unor cercuri poate, poate alții sunt stresați datorită unor lipsuri, au stări de îngrijorare, toate acestea poate Domnul să le rezolve. Credeți aceasta? Dacă veți crede, veți face așa cum vă citesc din Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Pentru că, dragii mei, noi scăpăm de toate aceste stări când ne întoarcem la Domnul. Avem asigurată protecția Lui. Dacă vom căuta împărăția, toate celelalte lucruri ne se vor da pe deasupra, bonus, cum se spunea. Dar probleme pot să reapară, nu? Toate studenții sunt în sesiune, părinții sau alții, niște analize medicale pot să îți producă teamă. Nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru observați că toate se cuprind aici. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și versetul următor e minunat. Și pacea lui Dumnezeu care trece orice
Pricepere, adică nu putem să ne explicăm la oameni ce s-a întâmplat după ce ne-am rugat. Sau noi am putea să ne explicăm, dar toți pot să priceapă. Să înțeleagă, pentru că nu au încă experiența aceasta. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Adică în acea conștiință că El a venit să ne dea moșia din cer și să ne poarte de grijă pe pământ. Binecuvântat să-i fie Dumnezeu. Apelați la Domnul în rugăciune. Și veți vedea cum această experiență va deveni realitate. Spun aceasta și pentru cei credincioși care uneori pot să fie marcați de stări de necredință, de îndoială. Un frate slujitor, de fapt doi, au luat încă un proroc și s-au dus la o soră bolnavă care spunea la toți, eu mor, mor, nu mai pot să mă ridic din pat și mor. Și când s-au rugat, Domnul a dat o încredințare fratelui proroc că acea soră trebuie să se vindece prin cuvântul Domnului. Și Domnul i-a dat două versete, primul, în care e scris în Filipeni 4, pot totul în Hristos. Și spune soră, spune aceste cuvinte, la care ea, contestând cu vehemență, cum să spun că pot, că eu nu pot. Și fratele i-a trebuit câteva minute să o convingă și să o facă să citească acel verset. Și când a spus, pot, a zis, pot, dar uite că nu pot să mă ridic din pat, dar soră spune-l întreg, pot tot. Și când a spus pot tot, parcă dintr-o dată a primit mușchi, nervi, putere, s-a așezat în șezut. Dar doilea nu o părăsea. M-am ridicat eu, dar cred că mor. Și fratele a spus, Domnul mi-a dat pentru tine un verset. Nu voi muri, ci voi trăi. Repet-o și pe asta. Dar cum să zic că nu mor când eu știu că mor? Sora-i scris, repete. Și când a convins-o să repete, s-a înseninat la față. Și a mai trăit. Și nu știu între timp să fi murit. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne vindecă sufletul. Ne vindecă localitatea, ne vindecă țara, slăvit să fie. Dragii mei, Domnul Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și asta înseamnă starea noastră sufletească să fie marcată de credință, de nădejde, un entuziasm sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Aceasta este lucrarea mântuirii. Lucrările acestea pot fi o realitate pentru viața oricărui dintre noi. Dar, ascultați-mă acum cu atenție. Spune Scriptura aici că după ce Domnul a rostit cuvintele acestea, astăzi s-au împlinit, a mai rostit următoarele cuvinte. Fără îndoială îmi veți spune, zica aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Era Domnul cu adevărat un doctor care avea nevoie să fie el vindecat? În vremea asta, noi suntem medici și uneori pacienții sunt în sală. Fac mențiunea că noi toți medicii provenim din rândul pacienților. Singurul care n-a fost pacient e marele medic, directorul Spitalului Iisus Hristos Domnul. Noi ceilalți am fost vindecați și rețeta exact cea care v-am spus-o. Întrebau evreii, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? A zis, nimic altceva decât să credeți. Pentru că orice pacient, odată crezând, se vindecă. Și mai mult, poate să devină medic pentru altul. Însă Domnul, cu toată puterea Lui de medic desăvârșit, n-a putut în Nazaret, în acea localitate de baștină, să vindece pe mâini. Așa cum vă citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 5. N-a putut să facă nici o minune acolo. Și doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și se mira de necredința lor. Da. Și în finalul textului nostru este scris ceva dureros. Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo să-i vindece pe alții în alte localități.
să-i mântuiască pe alții în localitățile lor de origine. Și a trimis și ucenicii, întâi 12 și apoi alții 70, să facă exact aceleași lucrări. Să ducă vestea bună, să dezrobească suflete, să fie liberate, să fie mântuite, să ne fie asigurată viața veșnică. Doamne, îți mulțumim că Evanghelia a ajuns și la noi. Acum întrebarea mea și testul pentru dumneavoastră de acum urmează. Veți beneficia de acest pachet al mântuirii, care cuprinde viața veșnică, pace în toate nopțile, liniște în toate bolile, asigurare, încredere pentru viitor. Spune Psalmul 46, și dacă ar fi cutremur, și dacă ar fi război, nu moare decât cel pe care Domnul îl cheamă. Nu-i namicuia viața unui credincios. Și Dumnezeu Tatăl din cer îl cheamă la odihnă. Era în perioada interbelică și un frate, de curând întors la Domnul, fost cuprins de panică atunci când a venit ordinul din corporal. Și s-a dus cu el în buzunar la rugăciune, așa ca Ezechia altă dată cu scrisoarea. Și cum s-a pus pe genunchi, a vorbit Domnul printr-o soră. Nu te teme, bărbatule, că și tu vei duce multe lupte și eu voi fi cu tine până la bătrânețe. Iar cât despre teama care o ai, să știi că glonțul pentru tine nu s-a fabricat. Și pielea ta nici nu va fi atinsă. Și s-a întors după ani de front. Teafăr, pentru că Dumnezeu l-a așteptat pe frontul Evangheliei. A făcut din el un lucrător în zona Caraș-Severin. Că-i mare și binecuvântat Dumnezeu nostru, slăvit să-i fie numele. Că Dumnezeu, cum am spus, vrea să vă mântuiască localitatea de origine. Spunea fratele că astăzi am trecut prin localitatea de unde sunt eu de origine, în zona Munților Apuseni. Primul mântuit în localitatea a fost bunicul meu, care a scăpat din încercuirea de la Stalingrad. A fost ultimul avion care a ieșit din încercuire. Pentru că Dumnezeu îl avea în vedere. Și să știi că Dumnezeu te-a dus aici ca să te aibă în vedere și să te mântuiască. Dar acum este testul. Vei fi mântuit. Vei beneficia de acest pachet de har care se oferă cu gratitudine din partea lui Dumnezeu. Și văd în acest text trei condiții care sunt testul pentru oricare dintre noi. Prima. Iisus le-a zis, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, fă și aici în patria ta, doctore, dacă nu vindecă de pe tine. Dar, iată explicația asta, Domnul. Adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. De ce nu s-au vindecat oamenii din Nazaret? De ce nu au fost mântuiți, l-au dat afară, ratând o ocazie extraordinară? Pentru că ei n-au socotit că Domnul este cineva. Nu l-au crezut a fi Mesia. A zis, e de la noi, din localitate, o știm pe tată sau scrie în alte texte din Evanghelie, surorile lui, frații lui, mama sa. No. E tâmplară de la noi. Ce poate să facă el? Asta e o mare slăbiciune a oamenilor. Îi cinstesc pe cei ce au trăit cu sute de ani în urmă. Îi apreciază pe alții din alte părți și din alte țări. Și văd că și la românii specific asta, ca la evrei. Spunea Domnul Hristos într-o discuție cu o femeie, textul apare în Ioan capitolul 4, când i-a spus că poate să-i dea apa vie și din ea să țâșnească viața veșnică, întreg pachetul de care vorbeam. Zice beata femeie, citesc Evanghelia după Ioan capitolul 4, versetul 12, dar nu ai fi tu mai mare ca Iacov. Cine era mai mare, Domnul Iisus sau Iacov? Da. Pentru ea, Iacov, care trăinte nu știu cât timp în urmă, era cineva, nu? Însă el a zis, după cum par la față, după cum te îmbraci, ești eu de un nimic mai mult. Însă de-abia când l-a apreciat și i-a zis, Doamne, de-abia atunci Domnul a intrat în lucrare și a mântuit-o în ziua aceea. Dar câtă vreme s-a uitat la el așa, un iudeu ca oricare alții. A rătăcit pe la noi, s-o fi grăbit să nu treacă roata pe la el, din copul de capole.
Aici este marea chestiune. Este un principiu greșit să nu apreciezi pe cei din localitatea ta, pe cei din generația ta, pe cei din casa ta, din clasa ta, de la locul tău de muncă. Da, Domnul Iisus era fiul tâmplarului, spuneau ei. Era fiul Mariei. Numai că el era fiul lui Dumnezeu. Și poate va spune cineva, da, Domnul Iisus, da, dar voi care predicați? Eu sunt un om, așa, un moț, un pui de moț, din munții apuse. Dacă avem sau nu avem școală, asta e o altă chestiune. Dar poate vă spune cineva, dacă venea cineva din America, nu? Dacă ar veni vreun înger, așa, să vedem cum își lasă aripile jos, sosește de la Ambon, să scoată o scrisoare aurită, să vedem noi cum a coborât așa din cer ca un pergament extraordinar. A zis bogatul, dacă ar învia cineva din morți. Și ce a zis Abraham? Acolo. Da? Au acolo carte și au oameni care s-o deschidă. Dacă vreți să vă mântuiască Domnul la Dej, apreciați pe oamenii din Dej. Dacă nu, mutați-vă în altă parte. Că altfel nu vă poate Dumnezeu mântui. Numai cu oamenii care sunt aici. Dumneavoastră știți că ei sunt aleși de Dumnezeu ca să împlinească ce lipsește lucrările Domnului Hristos aici? N-a putut Domnul să meargă peste tot. Dar spunea Apostolul Pavel, arătând mandatul său, citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, Dumnezeu ne-a împăcat cu El, am fost și noi vinovați cândva și ne-a încredințat slujba împăcării, 5:20. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbind din numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Primiți așadar mesaj. S-ar putea să fie transmis printr-un om de rând, printr-o femeie, printr-un copil. Dar, dragul meu, dacă ar fi să-ți ardă casa, nu accepți să intervine pompierii numai dacă vine comandantul detașamentului de pompieri? Dacă ești bolnav și ai nevoie de un tratament, nu vei accepta să fii servit numai de directorul spitalului? Te vei bucura cu asistenta care e pe tură. Să-ți dea o injecție și te calmezi. Și vei spune, să rămână, mulțumesc. Da? Dacă ai vrut să fii flămând și să ajungi într-o stare de inaniție, tu nu vei mânca numai dacă vei fi servit la restaurant categoria 1, așa-i? Îmi spune, nu, mie îmi pui tacâmurile aranjate după norme de tehnică a servit. Dacă nu, dragă mea, îi bea apă din copitele cailor dacă ai ajunge într-o situație limită. Și totuși Dumnezeu, în condiții, spun eu, normale, vrea să ne mântuiască. Dumnezeu are oameni, bărbați și femei, pe care i-a trimis cu vestea bună și care arde dor să spună și altora că Dumnezeu vrea să vă mântuiască aici. Slăvit să fie Domnul, care ne-a chemat și ne-a dat acest mandat, această trimitere binecuvântată. Prețuiți pe cei din generația dumneavoastră. Prețuiți-i până îi aveți. Ascultați-i, scrie în Galateni, capitolul 4, că pe Pavel l-a folosit Domnul și prin minuni, pentru că l-au primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Și fac aici o mențiune pentru frați și surori. Pentru că uneori mai degrabă îi cinstesc oaspeții pe cei ai casei decât cei ce se preobișnuiesc cu cei din casă. Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri. Și fiițele supuși că ei privegea asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, că așa ceva nu va fi de niciun folos.
Și mă adaug un verset din cartea Eclesiastul, unde Solomon nota, capitolul 5, versetul 9, dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Hai să-l prețuim și pe Traian Băsescu până mai stă la Cotroceni. Și să nu ne batem joc nici de primar, că ne-am rugat pentru el în seara asta. Dar toți aceștia vă pot ajuta în timpul mandatului lor și pentru viața pământească. Însă mandatul nostru din partea lui Dumnezeu vizează întreg pachetul mântuirii. Cinstiți pe toți oamenii, dar în primul rând primiți-i pe trimișii lui Dumnezeu. Ei vă dau pachetul și se duce fiecare în drumul și în treaba lui. Dar dumneavoastră primiți-l ca din partea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Un al doilea aspect al primirii întregului pachet al mântuirii, a mântuirii în localitatea de origine. Citesc Evanghelia după Luca, capitolul 4, cuvintele Domnului Hristos de la versetul 27. Și mulți leproși erau în Israel în vremea prorocului Elisei, un om al minunilor. Dar nu s-au tămăduit cum nu s-au mântuit cei din Nazaret. N-a fost curățit niciunul afară de Naaman Sirian. Și pe mine chiar mă interesează dacă mulți alți leproși au rămas cu lepra lor, cea bolă contagioasă care îi scotea din familie și din societate. Ce a făcut omul acesta încât el a fost vindecat de lepră? Asta trebuie să te intereseze pe dumneata. Ce ai putea să faci ca să fii mântuit în timp ce mulți alții nu se mântuie? Vreau să ne deplasăm puțin, că și el a făcut o deplasare dintr-o țară într-altă, noi numai dintr-o carte a Bibliei, în alta, 2 Împărați, capitolul 5. Spune Scriptura, citesc de la versetul 2. Sirienii ieșiseră încet de la lupte și auseseră roabă pe o fetită din țara lui Israel. Era în slujba nevestei lui Naaman. Observați cine a fost cel mandatat de Dumnezeu să ducă vestea. O fetiță. Și asta roabă. Și spune doar atât. Oh, dacă Domnul meu ar fi la prorocul și la din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Și în inima acelei familii din Siria s-a născut credință. Nu știau cum se va întâmpla, dar au pornit la drum. Asta înseamnă credință, să faci pași. Întâi s-au dus la împărat, că așa cred oamenii, că numai cel mare în stare. Dumnezeu lucrat prin cel mic. Elisei, ca unul științat de Dumnezeu, i-a zis împăratului, trimite-l să vină. Că medicul ăsta de salon lucra pe mână cu directorul. Și a știut cine trebuie să fie internat acolo, și tratament să-i se aplice. Și acum apare ceea ce ne interesează. Versetul 10. Du-te și scaute de 7 ori în Iordan și carnea ți se face sănătoasă și vei fi curat. Știi ce te mântuiește? Îndeplinirea unui act de cult, a unui ritual. El a trebuit să intre în apă, cum dumneata trebuie să intre în apa botezului. Numai că el a trebuit să intre 7 ori, dumneata numai o dată. N-am amsămânia. Cum adică? În apele lor. Dar slujitorii au stăruit de el. Și fac aici apel la cei ce stau pe lângă prieteni. Când încheiele se iei predica, intrați dumneavoastră pe rog. Să stăruiți de cei în cauză, să intre la apă. Ca apoi se poate ieși din apă ca famine plin de bucurie. L-au convins până la urmă. S-a pogorât, s-a cufundat de 7 ori, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Cuvânt care venea din gura lui Dumnezeu. Dragii mei, zice Petru, icoana aceasta închipuitoare, adică botezul văd, mântuiește. Unii nu înțeleg cum, adică vii aici, te cufundă în apă, te ridici, dar ce valoare are asta? N-are valoare, că doar așa să te dai în apă, să te ridici, ai făcut-o și o poți face de mii de ori că trăiești, nu? Da, dar când o faci la cuvântul lui Dumnezeu, are valoare că este ca un act pe care îl semnează Dumnezeu și îl semnezi și tu de partea ta. Ce bucuros a fost Naaman când a ieșit din apă. Vă imaginați, nu?
când a fost la întoarcerea lui în Siria, acasă, la împărat, în fața soldaților, ce bucuros vei fi după ce vei face pasul acesta. Dar unul este atât de greu să-l fac. Nu sunt multe acte de cult care trebuie îndeplinit. Știți ce s-a întâmplat cu Petru la spălarea picioarelor? I-a spus, Domnul, trebuie să te spăl. Pe mine? Niciodată. Am zis, dacă nu mă las să o fac, n-ai pare. Atunci a zis, mă spăl de tot. A zis, nu, la picioarele, că cine s-a scaldat? Vedeți? Cred că botezul are, este simbolul unei curățiri totale și cred că și spălarea picioarelor are și o însemnătate ritualică în ce privește slăbiciunile care apar pe parcurs. Că și mântuirea în două etape. Mai întâi Domnul Hristos ne iartă tot trecutul și apoi mijlocește pentru noi, pentru greșelile care intervin pe parcursul vieții de ucenicie, de credință. Așadar, dragii mei, dacă n-ați făcut acest pas, faceți-l cu bucurie. Are valoare. Să vă dau un exemplu. Imaginați-vă, știți, acum după Revoluție sau dat oamenilor titlul de proprietate asupra lor terenul și eu am vorbit înainte de moșia care vă va fi dată din cer, dar vă rog să vă imaginați că unul dintre dumneavoastră se cunoaște cu primarul, este cunoscut în localitate și să fi mers la primărie, domnule, te rog să-mi dai terenul care l-a avut bunicul, l-a luat colectiv. Și primarul să spune, cu bucurie, dar am dat și la alte care mi-au cunoscut, dar tu ești prietenul meu. Mai tu, te rog să-mi le dai, că vă duc cu tractorul să mă apuc să sap. Păi stai să facem actele, noi mai facem acte. Dar o să mai facem acolo, eu te cunosc, tu mă cunoști, mă duc la teren, a fost la bunic, știu eu. Nu se poate, trebuie să facem un act. Cum se face că între oameni știm ce valoare are un act și în raport cu Dumnezeu oare nu știm? Vă dau un caz din zilele noastre. Din ultimele luni. Domnul a vorbit unui frate să meargă într-o localitate, că acolo este o femeie, ca și Corneliu, pe care Dumnezeu vrea să o mântuiască. Fratele și-a luat soția, s-a dus. O femeie de 70 de ani, la țară, mulgea vaca, a venit în casă, a zis imediat, s-a întors și zice femeia, mă scuzați, eu m-am rugat lui Dumnezeu. Eu după ce mulg vaca mă rog, după ce aduc o găleată de apă mă rog, după ce sap în grădină mă rog, după ce fac mâncarea mă rog. Și fratele își amintește ce i-a spus Domnul în descoperire. Este o femeie ca și Corneliu, despre care scrie în Fapte 10, că se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Din vorbă în vorbă, deși ea nu vrea să se laude, a rezultat și că are multe fapte bune ca și Corneliu. Și fratele zice, Domnul mi-a vorbit și m-a trimis la tine că trebuie să te botezi, că Domnul vrea să-ți mântuiască sufletul. La care a zis, numai asta nu fac. Dar de ce? Aici la noi a fost un pocăit și nu a fost pocăit cum trebuie și știm și noi că sunt unii pocăiți care nu sunt cum trebuie și mai bine că nu știe Dumnezeu. Și o să le spun în final că nu-i cunoaște. Dar cine e serios, Dumnezeu îl cunoaște și îl mântuiește. Din vorbă, vorbă, femeia zice, stai să vă spun ce am visat. M-am visat că aveam o scară lungă și am pus-o să ajung la cer. Dar nu mi-a ajuns. Scara s-a prelungit de vreo două ori, dar tot nu mi-a ajuns. Am mai primit de contra un sol de scară și până la urmă am ajuns la cer, așa cum mai și la tavan. Acolo era o ușă închisă, lacă. Am bătut nimic, am coborât la sol pe toată scara mea prelungită de aici până la cer. Și m-am uitat, până acolo m-am suit și nu-mi dă voie să intru. Și fratele îi spune, nu vezi cât e de clar. Toate rugăciunile tale, toate faptele bune, își au locul lor și rostul lor. Dar intrarea în cer este prin botez. Prin această mărturisire cu gura, prin acest simbol al morții și învierii Domnului Hristos. Și femeia din nou zice, nu vreau să mă botez. Din vorbă, vorbă, zice, să vă spun, am mai visat ceva. Se făcea că aici, la noi, în localitate, avea Apostolul Petru o casă. Și mai mulți oameni vreau să meargă la el, dar se întorceau înapoi că era închisă casa. Eu m-am dus, am avut cheie, am descuiat și mă întâmpină Petru și îmi spune, de ce intră? Am vrut să intru și am avut cheie. Degeaba ai avut cheie că n-ai drept în casa asta. Și fratele îi spune, Dumnezeu ți-a vorbit și în privința asta. Că tu deja ai cheie, cheia e cunoștința. Noi ți-am spus ce trebuie să faci. Și dacă nu faci, te dă afară.
Tot ce v-am spus a petrecut anul trecut. Eu mă duc mâine în zona aceea, sunt curios să văd dacă femeia a acceptat să se boteze. Să știți că și Dumnezeu vrea să vadă atitudinea unora de aici. Vor fi gata să facă pasul acesta? Naaman s-a vindecat de lepră ascultând un cuvânt și făcând un act ce nu părea că are valoare. Dar pentru că a fost porunca lui Dumnezeu, a avut o valoare enormă. Pentru noi botezul are o valoare și nu putem noi măsura în cuvinte. Ne dă dreptul și e poarta de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. E actul prin care tu semnezi întreg pachetul de binecuvântare, accept și primești. E un legământ între Dumnezeu și tine. Dumnezeu să-ți dea putere să-L semnezi. Cu toată bucurie. În al treilea rând și un al treilea test. Evanghelia după Luca, textul nostru, citesc de la versetul 25. Pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie, 3 ani și 6 luni. Imaginați-vă ce secetă, ce foame. Au fost multe văduve în Israel. Totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și iar mă întreb, de ce Dumnezeu, care s-a angajat a fi apărătorul văduvelor, nu s-a îndurat și de altele, numai de aceasta? Și asta știți cum se transpune realitatea noastră? De ce Dumnezeu, care e bun, nu se îndură de atâția oameni care sunt necăjiți și mor, sunt fără mântuire, fără viață? Vă întreb acum altceva. Câte văduve din Israel erau în stare să facă și să asculte cum a ascultat văduva asta? Eu cred că ar fi fost trimis și la alta. Sau putea Dumnezeu să se îndure prin altcineva și de alta, dar ar fi fost în stare să asculte ca aceasta? Pentru că, dragii mei, ca să fiți mântuiți, în primul rând, trebuie să fiți atenți și să-i prețuiți pe trimișii lui Dumnezeu. Să puteți recepta mesajul, să vi se deschide izvorul de credință. În al doilea rând, trebuie să acceptați procedura rânduită de Dumnezeu, actul așezat, și să vă botezați. A spus Domnul Hristos, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu? Dar asta are valoare? Da, aceasta e procedura. Însă, după această procedură, noi trebuie să intrăm într-un proces de relaționare la Dumnezeu, de ascultare de El o viață întreagă. Căci credința fără faptă este moartă. Că degeaba te botezi și după botez te întorci înapoi. După botez trebuie să fii un om nou, o viață nouă, și asta înseamnă să asculți de Dumnezeu. Iată episodul prezentat, Cartea Neapăraților, capitolul 17. Este trimis Ilie în localitatea ei. Acolo a vrut Domnul să se îndure de ea. Și citesc de la versetul 10. Ilie s-a sculat, s-a dus la Sarepta și acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și i-a zis, du-te, adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Oricum, nu era apă din belșug, era sege. A fost tot prim. Pe când se ducea ea să-i aducă? Eu înțeleg de aici că i-a lăsat strânsul lemnelor și a fost gata să asculte. Pe când se ducea, important aspectul acesta, când a văzut-o Ilie că ascultă, pe când se ducea, i-a zis din nou, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și dacă ar fi avut femeia și ar fi continuat pasul fără să se oprească. Dar ar trebui să se oprească și să spună, viu este Domnul Dumnezeu tău că n-am nimic copt, n-am ce-ți da. Dar trebuie să-ți mai spun ceva. Vezi ce făceam, strângeam lemne. Și știi ce sentiment aveam și la ce mă gândeam? E ultima porție care pot să o pregătesc pentru mine și fiul meu. Vom muri. Și poate ar fi putut să continue cum au murit și alții. Și acum aud un cuvânt
care sunt astfel. Nu te teme. Întoarce-te și fă, cum ai zis, numai pregătește-mi întâlnie cu un de lemnul și făinii aceea o turtă mică și adu-mi-o. De ce n-a zis întâi ce-o faci ție și vei vedea că ceea ce spun eu se va dovedi, rămâne în faci și mie, nu? A zis, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Și a continuat Ilie să vorbească. Făina de oală nu va scădea unde lemnul din urci, omul se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Și acum ce îmi place, și asta sună frumos pe când se încheie slujba, ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Dumneavoastră, dacă vreți să vă dea Dumnezeu întreg pachetul, cer și pământ, sunteți în stare să ascultați fără comentarii? Sau nu sunteți în stare? Vă întreb, a făcut bine femeia asta, a procedat bine că l-a ascultat pe Ilie? Extraordinar! Dacă n-a ascultat, mai mânca o dată și murea. Dar dacă a ascultat, scrie în continuare, a trăit multă vreme până când a dat Domnul ploaie, slăvit să fie. Când te pocăiești, vor fi predici care ți se par greu de pus în aplicare. Când vei citi în Scriptură, vei găsi cuvinte încât îți vine să stai în loc ca femeia asta și să spui, numai asta n-aș putea o face. Sau să spui, știi cât e de greu să fac asta. Da, dar dacă tu îl crezi pe Dumnezeu care putere să te ducă în cer, cum te îndoiești de cuvântul lui, de orice cuvânt al Dumnezeu care îți cere ceva să faci? Și unora Biblia le cere să meargă să se împace. Ioan Pavel, o femeie a crezut, v-am amintit de ea. Și zice, Domnul, du-te vină cu bărbatul. Și a lovit-o unde o doare. Ăsta e doctor care știe ce doare. Da. Și ea a zis, n-am bărbat, a fost sincer. Și Domnul a zis, ai spus adevărul. La sfârșitul unei predici, la un predicator s-a dus o femeie și i-a zis, sunt supărată pe dumneavoastră. De ce? Cu ce v-am vorbit? Mi-a vorbit de raiul lui Dumnezeu și îmi pare interesant și chiar aș vrea să ajung acolo. Și atunci, vin, te pocăiești, te botezi. Da, dar m-a încercat altă dată și n-am putut și de asta mi-e ciudă pe dumneavoastră. Chiar mi-a scos în evidență cât e frumos acolo și nu pot să ajung. Am încercat și nu pot. Și fratele predicatorul întreabă, sunteți căsătorită? Dar ce-i treaba ta? Zice, stau cu unul, cu un copilăm. Vezi, asta e problema. Pe motiv pentru care tu nu poți să ajungi. Ție Dumnezeu spune să-ți reglementezi situația civilă. Și vei vedea că vei putea să faci pașul următor înspre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când ne vorbește, o face cu adresă. Și tot ceea ce ne spune trebuie ascultat și împlinit. Asta nu ca să-și dovedească Dumnezeu autoritatea, că El nu face pe ofițerul doar cu noi, El e Tatăl nostru prea iubit. El ceea ce ne spune, ne spune în folosul nostru. Toate aceste cuvinte care ne par greu de împlinit, sunt de fapt o mare binecuvântare pentru noi. Dar oare la fel de mare binecuvântare a fost și când i-a spus Domnului unui bogat, du-te, vin de tot ce ai? Eu cred că da. Asta din mai multe motive așa. Poate Domnul a fost să facă din el un ucenic, ca și din ceilalți care nu puteau împovărați cu atâtea bunuri. Poate Domnul s-a gândit la ceea ce urma să se întâmple și romanii au distrus Ierusalimul și Domnul ar fi vrut să-și mute coboara în cer. Nu știu exact. Sunt variante. Oare ar fi gata tinerii de aici să asculte dacă Domnul le-ar cere ceva? De exemplu, dacă Domnul ți-ar vorbi să renunți la o prietenie cu un anumit băiat, ai face-o? Sau vei zice, nu, că eu mi-am visat să fiu mireasa Lui. Să-ți dea Dumnezeu un vis, Domnul Iisus, să fii mireasa Lui. Și să știi că ai de ales când Domnul își cere ceva, dacă Domnul își cere să renunți la un băiat,
Nu vrea să nu fii tu mireasă așa de grabă. Domnul vrea să fii mireasă când trebuie să fii apoi fericită toată viața. Dacă faci cum vrei tu, o să fie, cum spune proverbul, veselie o zi și o noapte și ne caz până la moarte. Dacă faci cum zice Domnul, vei fi fericită toate zilele vieții tale. Și viața ta de familie va fi o pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu fiți supărați pe cuvântul lui Dumnezeu care vă cere uneori lucruri care nu sunt în concordanță cu rațiunea noastră. Mi se pare că nu e normal să ne ceară așa. Ba e prea normal și prea bine, căci Dumnezeu știe ce să zică și ce să facă. Dumnezeu să vă ajute. Recapitulez. Dumnezeu vrea să vă mântuiască la deci. Pentru asta a rânduit să fie adunare. Și cum să vă mântuiți? Ca și acum 2000 de ani, scrie în Scriptură. Prin Domnul Iisus Hristos, prin El am primit, cum zice Petru, tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeiasca Lui putere ne le-a dat pe toate. Dar poate nu credeți cât de multe sunt toate care ne le-a dat. Ascultați-vă ce vă citesc din Romani, capitolul 8, cuvintele Apostolului Pavel, 32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi. Cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? V-ați dorit ceva în viață? Să știți că în pachetul acela se găsește ce v-ați dorit. V-ați dorit liniște? V-ați dorit poate să aveți ceva, o posesiune, o prietenie? Toate se găsesc în Domnul Hristos. Parte aici sunt preambule. Parte în veșnicia viitoare. Toate ne sunt date la pachet. Și pe pachet scrie un singur nume și un singur cuvânt. Iisus. Binecuvântat să-i fie numele. El a venit să ne elibereze și să ne mântuiască. Dar din nefericire, unii nu pot să fie mântuiți. Pentru că nu îi prețuiesc pe oamenii pe care Dumnezeu i-a trimis. Nu le dau atenția cuvenită. Nu sunt atenți la mesajul mântuirii. Și trec pe lângă vestea bună. Cineva s-a dus să se angajeze ca și radiotelegrafist. Și erau mulți concurenți. Făceau într-o sală de așteptare. Și la un moment dat, toți s-au dat la vorbă și iese afară, acolo unde intra câte unul pentru interviu, și spune, concursul s-a încheiat, postul a fost câștigat. Cum? Noi ne-am înscris, toți am participat aici, am așteptat atâtea ore, vă bate joc de noi. Și le-a redat înregistrarea. La microfon s-a spus dinăuntru și la boxe s-a auzit în sală. Să intre cine dorește. Dar așa erau de preocupați cu povestea lor, încât numai unul a auzit. A intrat și l-a angajat. Fericii de cei care vor fi sensibili la vocea Mântuitorului. Poate transmisă printr-un copil, printr-un predicator. Să știi că e glasul lui Dumnezeu care te cheamă. Ceea ce urmează trebuie să îndeplinești actul de cult rânduit. Să intri în apă, să se parafeze documentația, dosarul pe numele tău. Dumnezeu să-ți ajute. Și apoi ce urmează? E să-L asculți pe Domnul, că astăzi vrea să te mântuiască. Spune Scriptura în Luca 19, că Domnul s-a dus să mântuiască pe un altul în localitatea Lui, vorba de Zacheu. Și vă rog să observați o diferență cu care închei. În textul din Luca 4, în Nazaret, numai o dată scrie cuvântul astăzi. În acea zi avea ocazia să fie mântuiți. Din nefericire, n-au fost. Măcar că a trecut mântuirea prin mijlocul lor. Aici, de două ori apare cuvântul astăzi. 19 cu 5, zice Domnul, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și rugăm pe Domnul la sfârșit să vă însoțească acasă. Și când a intrat în casă, Zacheu și-a însușit toate operațiile la rând. L-a primit pe Mesia, a fost gata să facă orice, și-a trecut și la proba aceea practică. Zis, Doamne, jumătate din avere, o dau, îmi par. Și când a auzit Domnul că e gata să o rezolva toate exercițiile, deja a pus nota.
S-a trecut clasa. De la nemântuiți la mântuiți. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Bifați la toate rubricile astea trei și vă asigură Domnul că în rubrica unde trebuie să semneze El, o va face în clipa aceea. Fie ca acea clipă să fie astăzi.